Noapte intensă pentru echipele de salvare din Constanța. Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit frontal în urma impactului. Cinci persoane, printre care și o gravidă, dar și două minore, au fost rănite. O altă mașină s-a răsurnat din cauza vitezei excesive. Șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs la ieșirea din localitatea Cumpănape DN39E, județul Constanța. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-un autocamion. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite, printre care doi minori și o femeie gravidă în vârstă de 21 de ani. Martorii au alertat imediat autoritățile. Echipele de salvare au intervenit de urgență la fața locului. Victimele au fost transportate la spital pentru mai multe investigații. Un alt accident s-a produs în zona trocat o mașină care circula cu viteză s-a răsturnat. La fața locului au intervenit o autospecială de descarcerare și o ambulanță. Șoferul a fost găsit conștient, dar în stare de șoc. A fost transportat imediat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Bărbatului a fost testată alcoolemia, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis dosare penale în ambele cazuri.